Salutare, suntem aici cu un nou episod de podcast, episodul nici noi nu mai știm cât. Andrei de la Formaio, am lipsit un pic de pe YouTube, dar n-am stat degeaba, am organizat o groază de evenimente, dar am revenit aici cu podcasturi și pregătim o grămadă de invitați care să vă ridice așa niște întrebări și să vă dea informații din ce au acumulat ei. Până atunci, vă mulțumesc în numele echipei că ne dați sfântul like, uneori și câte un share la ce mai facem noi. Și suntem aici la V7 Studio, un spațiu de coworking de pe lângă Piața Romană și au fost super drăguți cu noi să ne lase să filmăm aici în acest spațiu. Ei au și startup-uri, au și freelanceri, ne-au dat și dulciuri, ne-au dat și apă, ne-au propus și vin, dar noi l-avem aici pregătit. Nu mă mai lungesc, hai să vedem un pic de invitatul nostru de astăzi, Robert Preoteasa. Arunc un ochi aici. Acum 2 luni apărea în feed-ul tuturor oamenilor interesați de zona asta de business cu titlul Robert Preoteasa, co-founder și CEO Framee, care a primit o finanțare de 1 milion de euro de la un fond din Dubai. Cum să nu fii interesat de chestia asta? Eu am fost, i-am scris lui Robert, am copt discuția care o să urmeze. Cum a devenit el de la un simplu student umil din AS la acest co-founder și CEO care primește fonduri? Relaxează-te, ia-ți un pahar de apă, o bere sau niște vin, poate și un caietel să-ți mai notezi niște chestii și hai să începem. Gata, l-am adus și pe Robert aici, hai să dăm drumul la treabă. Salut, Robert, hai să dăm și noroc dacă tot ne-am întâlnit. Te salut, Mersi Andrei. că ai acceptat invitația. Mulțumesc de invitație. Un vin roșu, hai să vedem dacă ne ajută la povești. Încep eu. Robert Preoteasa, 27 de ani, calculul bun, da? Exact. Perfect. Născut în Stâlpeni, județul Argeș, CEO și cofondator Framee, un startup ce își propune să le dea oamenilor ce vor. Locuri instagramabile pentru vacanțe și nu numai. Asta a fost descrierea mea. Acum zine și tu câteva lucruri și mie, că nici noi nu ne știm decât așa, poate pe Da. social media și oamenilor, hai să vedem ce ne povestești de tine. Îmi place că te-ai dus destul de deep, că ai ajuns la locul nașterii. Am încercat și eu pe stilul măruță să mai găsesc câte ceva. Da. Băi, eu am copilărit la țară, în județul Argeș, cum la Stâlpeni, până pe la 14 ani. Deci ai avut copilăria aia adevărată, cum se Exact, zice. asta vreau să zic, că am avut copilăria adevărată dintr-o anumită perspectivă, într-adevăr, că existau aceleași jocuri pe care le făceam când eram mici, ne strângeam să mișcam fotbal și mai departe. Pe de altă parte, ce am remarcat, am o prietenă născută în aceeași zi, același an în care m-am născut și eu. Ok, în Și același loc sau în locuri nu? diferite. Aici, și aici, de aici vine povestea că în momentul în care ne-am întâlnit pentru prima dată, asta fiind în 2012, când m-am mutat în București aici și am început facultatea, am descoperit că, deși tehnic vorbind, timpul pe care l-am luat la dispoziție a fost același, ea făcuse mult, mult mai multe lucruri decât făcusem eu de-a lungul celor 18 ani cât aveam în momentul respectiv. Și asta Ok. pentru că existau foarte puține oportunități în acele medii. Și asta e un lucru pe care l-am remarcat, faptul că oamenii de aici, cel puțin cei care au făcut liceu în București, Au mai avut oportunități, niște. Au avut oportunități și au făcut foarte multe lucruri care au ajutat, mai ales în perspectiva asta de inițiativă, lucru în echipă și chiar și în zona asta antreprenorială. Eu am făcut liceu în Pitești, În matematică. liceu ai avut activități, adică ai simțit așa o schimbare sau nu neapărat? Not really. Adică a existat, să zicem, și poate că l-a fost și trigger-ul care mi-a schimbat destul de mult perspectiva, pentru că eu am făcut mate info cu gândul de a deveni programator. În schimb, am descoperit, cred că în clasa 10-a, cred că atunci s-a introdus materia asta, educația antreprenorială. Ce-o fi aia? Și o fie Ce... aia, exact. Da. Și am avut, să zic așa, și norocul de a avea parte de un profesor care era foarte implicat din punctul de vedere și care ne-a trigăruit destul de mult să ne implicăm din punctul de vedere. Avea Și vreun business, știi? Adică avea efectiv o afacere sau doar era pasionat de nu cred, nu mediul cred, de... nu cred, să fiu sincer, nici nu am sigur n-am căutat în momentul respectiv. În continuare este profesor de educație antreprenorială la acel liceu și chiar m-a surprins că mi-a trimis acum 2 luni de zile, când începuse școala, prima oră de educație antreprenorială, a rulat la acea oră un interviu cu mine pe care l-am avut La Ziarul la Ziarul Financiar. Financiar. Da, Super tare. și mi s-a. Mi se face un pic pe ea de găină, Și să eu. știi, cu gândul la poate ce ai simțit și tu, ce a simțit și el, Exact, cumva. exact, exact.
Și cumva, ăla a fost momentul în clasa 10-a când cumva am prins direcția asta, știi, de a merge spre zona asta antreprenorială și mai degrabă chiar și inițiative foarte mici. Și mi-am zis că primul impact serios pe care l-am avut a fost, cred că eram clasa 11-a. Uh-huh. Mi-a plăcea foarte mult să merg la Mac și să-mi cumpăr Forbes. A, era activitatea mea săptămâna. Bune pasiuni. Exact. Mergeam la McDonald's, nu mâncam în general, doar îmi luam ceai. Și îmi luam Forbes și citeam revista. Și citeam, eram în clasa 11 și citeam un interviu cu Radu Georgescu, în care povestea despre un program, am uitat cum se numea, dar mergea el în licee să povestească. Să vorbească, să... Exact, exact. Și zic, bă, pare interesant. Și cumva mi-am avut doza asta de pragmatism destul de dedicată, dar am avut o scripire așa de moment, hai să încerc. Și fix în momentul ăla am trimis un e-mail în care am povestit ce fac, ce sunt, la ce liceu studiez, dacă ar fi interesat. 5 minute a durat până mi-a răspuns. Nu cred. În 5 minute mi-a dat reply în care mi-a făcut un forward către asistenta lui și a rugat-o pe ea să ocupe de toate detaliile logistice. Wow. Asta era în octombrie, chiar abia începuse clasa 11-a, iar în decembrie, cred, a venit și a vorbit în fața tuturor elevilor de acolo. Și atunci a fost prima oară când ai gustat din chestia asta, zic, stai un pic, uite ce am putut eu să fac. Uh-huh. Știi, trimisând un mail mi-a luat poate 5 minute, poate 30 de minute, depinde, ce impact pot să am. Asta a fost o perspectivă, într-adevăr, și faptul că mi-a arătat că unele decizii pe care le iei pe moment, uh-huh, da, care poate par puțin nebune sau poate n-ai avea atât de multă încredere că într-adevăr ar putea să se întâmple, mi-a arătat că pot să ducă la lucruri bune. Și o altă perspectivă care mi-a arătat-o și asta e ceva la care lucrez acum, că n-ai nevoie și de mai multă experiență în zona asta, uh-huh, este ideea asta de pay it forward. Faptul că omul, deși era într-o situație în care putea să stea liniștit și la să nu, lui, exact, da, și să nu se mai implice foarte mult în zona asta, el alegea să vină din București și să meargă în Pitești, în Craiova, în Vâlcea, pur și simplu ca să vorbească cu niște copii. Exact, să vorbească cu niște copii care sunt la început de drum, care poate au niște întrebări mai mult sau mai puțin potrivite despre ceea ce înseamnă antreprenoriatul. Și atunci e un lucru pe care l-am apreciat foarte mult la el, uh-huh, și un lucru pe care mi-l doresc să-l fac și eu în viitor. Uite, aici e un prim pas. Deja am intrat într-o grămadă de discuții, dar așa îmi place. Eu mai am pregătit o chestie aici. Am zis așa să ne uităm pe CV-ul tău, pe LinkedIn-ul tău, nu? Să luăm așa și ne-ai condus un pic, ne-ai condus până în liceu, da, să zicem. N-am vorbit foarte mult de facultate, dar prin astea poate intrăm. Și eu m-am uitat pe LinkedIn-ul tău și scrie așa. Deci avem intern BCR 2 luni de zile. Da. Ai stat acolo la un internship în bancă. Intrăm în detalii la următoarele, l-am gândit eu așa. După, urmează business developer la Bookster. Aproape un an de zile. Da. Și aici am o chestie, adevărat că ai fost primul curier de la Bookster și livrai cărți într-un Q7? Da, da. Ok. Da. Cum? Zi-ne așa, două, trei cuvinte, experiență. Cum ai ajuns acolo? Cum a fost? Băi, foarte interesant și bine. Am trișat puțin că scrie business developer pentru un an de zile, că de fapt parcursul am schimbat trei poziții de-a lungul acelui an de zile, știi? Povestea e așa, îmi doream un și m-aș lega puțin și de experiența dinainte de care, din BCR. Internship-ul din BCR a fost un program pentru liceeni, eram în vacanța între clasa 11 și clasa 12. A, era în liceu acolo? Okay. Da, da, eram okay. În liceu în Pitești și era un program pentru liceeni în care puteai să lucrezi pentru 2 luni de zile în bancă, fix în agenție, să primești niște task-uri săptămânale și, mă rog, de acolo... Interacționai cu clienții sau mai mult nu prea. Calculator? Pe... Nu, era mai mult muncă de, îți dau un exemplu, a existat un task în care trebuia să facem un research pe piața de conturi bancare pentru tineri. Okay. Da? Adică care sunt ofertele naționale și internaționale pentru tineri sub 18 ani în ceea ce privește conturile curente, de exemplu. Oricum, prea... exercițiu bun de făcut la vârsta aia. Exercițiu excelent de făcut la vârsta aia și m-a ajutat foarte mult din mai multe perspective. Unul, că am luat puțin contact cu lumea asta corporate. Mm-hmm. Doi, că mi-am făcut niște relații foarte bune de acolo cu oameni de aici din București, din centrala BCR. Și trei, că mi-am dat seama că asta e ce nu vreau să fac restul vieții. Ok, deci e foarte bine, ți-ai dat un răspuns. Exact. Bă, asta nu, hai să le vedem pe celelalte. Exact, exact. Și atunci, în momentul în care am venit aici la facultate și după primul an de zile am zis ok, vreau să iau primul job și să lucrez,
am zis vreau să încerc într-un startup. Și am ajuns eu în momentul respectiv la Bookster, mi s-a părut modelul lor de business, ceea ce făceam, mi s-a părut foarte interesant. Doar că la... erau cam cât de la început erau atunci, nu știu. Foarte la început, nu știu sincer câte companii erau, dar ok, să zicem că cred că erau deja 10-12 oameni în echipă în momentul respectiv, care lucrau, mă rog, mulți programatori, vânzări, account management și partea asta de logistică. Doar că a fost un proces interesant, că jobul în sine la care am aplicat, cred că se numea ucenic sau ceva în zona asta, în ideea în care ei au zis într-adevăr că focusul lor este cineva care să ajute la împachetarea cărților, trimis prin curier și mai departe. Adică o muncă din asta logistică. Să faci de toate sau mă rog, da, ce e nevoie. De toate, dar mai mult de toate logistice. Mm-hmm. Okay. Și zic, ok, o să încerc și văd ce iese, în condiții în care știam că vreau să fac vânzări la un moment dat. Adică am plecat cu misiunea asta din început. Povestea cu Bookster e că procesul de recrutare e foarte dificil. Serios? Adică era și atunci, că acum mă gândesc că am dat 5 interviuri și un test GMAT ca să fiu curier. Și gândește-te că la interviuri vorbeam despre criteriile de convergență ale României la zona euro. Adică un subiect. Ok. Niciodată în 5 interviuri n-am fost, dar nu e un ceva rău. Niciodată în 5 interviuri n-am fost întrebat dacă am permis de conducere. Da. Și urma, ok. Povestea a fost că după două interviuri nu prea mai îmi răspundeau. Și mă rog, din insistențele, tot din pragmatism, am trimis un mail în care am întrebat: "Băi, ce se întâmplă? Că mi-aș dori poziția asta, cea inițială de ucenic." Și mi-au zis că într-un fel, spus mai frumos, că aș fi overqualified pentru poziția și probabil că n-aș vrea să. Le era frică poate că o să pleci după o lună. Da, exact, exact. Nu... Și da. Zic ok, am dat o reply în care zic că nu sunt de acord, că sunt ok să fac lucrurile alea logistice foarte simple, cât timp am și un timp în care mă pot implica în celelalte departamente. Să descoper cumva ce fac ei. Da, nu mi-am răspuns. După au postat un nou job de bucurier, se numea, care practic dorința era cineva care să meargă prin companii cu cutiile și să livreze cel puțin pentru cei care sunt companii din București. Și atunci am aplicat din nou. Am făcut o schemă că nu mai puteam să aplic pentru că era deja mail-ul în baza lor de date și am trecut un alt mail, un alt număr de telefon și pe urmă am reușit să aplic. Și au fost aplicația, m-au contactat din nou și de atunci, mă rog, au urmat și de celelalte trei interviuri, dintre care două și cu Bogdan Georgescu, cel care era CEO pe vremea aceea și care, mă rog, la care am avut foarte multe de învățat. Și așa am ajuns într-adevăr să devin curier. Povestea interesantă, într-adevăr, e că le-am întrebat, băi, dar cu ce mașină merg? Adică, normal, înțeleg, nu știu, merg cu bicicleta? Da, vreau să înțeleg puțin procesul ăsta logistic, ce se întâmplă. Și așa urma să aflu că, de fapt, ei, într-adevăr, aveau un Audi Q7, mașina lui, una din mașinile Bogdan, cu care, practic, se făcea livrarea de cărți prin București. Da, era cel mai delux curier, din punct de vedere al mașinii, cel puțin, clar, din România. Clar, clar. Eram anul 2, începeam un an de facultate, a venit din Pitești, era o senzație pentru mine. Și atunci, ce era foarte amuzant era că paznicii de la clădirile de birouri nu mă lăsau să parchez în locurile speciale pentru curier sau în parcarea temporară pentru curier, pentru că nu mă credeau că eu am venit acolo ca să livrez ceva. Zic, da, și mă dădeam jos din mașină cu un tricou Bookster, deschideam propagandă și luam o cutie de 25-30 de kilograme de cărți ca să urc cu ea la etaj și să... Da, și acolo a reușit după 3 luni de zile, mă rog, după vreo 2 luni și ceva de zile am anunțat că, băi, uite, mi-aș dori să fac ceea ce face persoana respectivă făcând account management. Practic era relația dintre companiile care erau deja clienți cu Bookster. Am făcut asta încă 3 luni de zile și la fel, după 2 luni de zile am zis, băi, gata, de la 1 ianuarie eu vreau să încep să fac vânzări. Am fost de acord și asta am apreciat foarte mult, că a avut deschiderea asta întotdeauna față de mine. Na, aveam 19 ani. Da? Și atunci am apreciat foarte mult că a fost un puș, da, un student. Da, am apreciat foarte mult lucrul ăsta și 3 ianuarie trebuia să fie prima ședință de vânzări în care eu și încă două colege împărțeam clienți, da? Prospecții, să zic așa. 3 ianuarie, Podul Grant, super aglomerație, ninja,
fel de lapoviță, pe podul Grand mi se oprește mașina. Ok. Pur și simplu se oprește. Adică s-a oprit. Zic ok, părăsc din nou, nu e problema și merg mai departe. Încerc nimic. Și am ajuns în situația în care s-a oprit mașina și pe banda a doua pe podul Grand. N-am reușit să mai punesc de atunci, vreo două săptămâni. Dar a trebuit să fac niște manevre astea în care să mă dau jos, să împing mașina, să o pun pe un trotuar, să rog. Imaginează-ți prima zi de muncă din an. Era o mega aglomerație. Și ideea e că întâlnirea asta de vânzare pe la 8:30 și bă, la ora 10 cred că am fost la birou. Da, în condiții care am foarte în timp să... Și ce auzi, mă, Robert, chiar cât să și bei de Revelion, da. Sincer acum. Și bă, răspunsul lor în momentul ăla, mă rog, am explicat ce s-a întâmplat și răspunsul lor a fost ceva de genul că ar fi trebuit să o las foarte rapid acolo și să iau un, mă rog, taxi sau Uber, mă rog, ce era pe vremea aceea, și să vin la meeting, să vin la ședință. Că era mai important cumva decât... Da, ceea ce a fost o lecție foarte bună, pentru că, într-adevăr, la momentul respectiv, poate n-am apreciat de mult, știi, răspunsul respectiv, dar mi-a seama că cumva te învață partea asta de responsabilitate cu a te adapta în situații din astea care sunt total scoase din context pentru care poate nu ești pregătit, da? Și cumva să știi să reacționezi sharp. Exact, și cumva să reacționezi așa încât să fii foarte agil, știi? Adică să nu pierzi o oră jumătate încercând singur să te gândești, să faci un overthinking de cum aș putea să împing mașina, pe cine aș putea să sun să vină să mă tracteze la ora asta, că nu vine nimeni pe 3 ianuarie într-o luni zăpadă să te aștepte pe tine. Și am rămas, ăsta a fost motivul pentru care am rămas cu cei mai mici clienți, cu companii care au poate cele mai puține șanse să reușim să vindem. Dar în cele din urmă a fost o experiență foarte bună. Am mai stat încă 5 luni de zile, 5 luni și ceva acolo pe departamentul de vânzări. Și a fost o experiență foarte bună pentru că, unu, lucram foarte mult, de fapt exclusiv, cu oameni din HR. Că ei erau cei care... Pe partea de vânzări, da, și mai companii... Exact. Sunt la companii, mergem la întâlniri pentru că HR-ul era cel care decidea dacă să ofere sau nu acest beneficiu angajaților. Și atunci a fost o experiență foarte bună pentru că am învățat foarte multe lucruri din interior. Și mi-am dat seama atunci că e ceva ce îmi place foarte mult, să lucrez dintr-o companie cu multe alte companii. Fie că faci consultanță, fie care... Ok, deci faci... business to business, să interacționezi cu alte companii, oameni care poate au, da, nu știu, o putere de decizie. Exact, sau... și m-a ajutat foarte mult în momentul respectiv, da. Și a fost o experiență într-adevăr, care, na, un mediu clar, startup, ca la carte să zic așa, și în care, mă rog, exista și Bogdan, care... avea o pregătire foarte bună în punct de management și leadership și atunci am învățat foarte mult. Tu interacționai cu el? În... Da, era, gândește că era un birou open space în care erai la, nu știu, un strigăt, să zic așa, de oricine și atunci exista într-adevăr o interacțiune. Ziceai tu că ai învățat multe lucruri de la el, eram curios dacă ai învățat la modul, nu știu, discutând cu el sau doar observându-l ce făcea și cum gestiona. Da, mai mult observând, sincer să fiu. Au fost și niște discuții one-to-one care m-au ajutat, într-adevăr, dar mai mult observând. Și cumva, cred că asta am făcut de-a lungul vieții, mă rog, mai mulți oameni, nu doar fizic, ci și până și din filme sau din seriale sau cărți citite, cred că e aceeași. Da. Bun, hai să mergem peste Boxster, deci curier, Q7, salesman, te-ai mutat prin companie, ai învățat multe lucruri. Mai urmează un an project manager Nikifor Consulting. După urmează iar 8 luni business developer Money Mail Me, care, din ce m-am uitat eu un pic, era un soi de Revolut, ca să facă lumea o comparație, poate. Da. Era un soi de Revolut, la momentul respectiv și Revolut era la început și Money Mail Me era la început. Money Mail Me încă există pe piață. Avea un feature foarte interesant, continuare este faptul că puteai să trimiți bani în timp ce discutai cu cineva în video call. Și atunci inițial părea ok. Pare o fiță, da. Sau, mă rog, da. Dar aparent îți activa foarte mult, era un, probabil un trigger psihologic în momentul în care vorbeai cu cineva, da, și amândoi vă vedeați reacțiile celuilalt la telefon de... și la un moment dat vedeai o notificare că bunica ta sau părinții tăi sau un prieten ți-a trimis, nu știu, 50 de lire sterline. Și era o reacție foarte bună din partea mea, știi? Și a fost o experiență bună pentru că am învățat foarte mult despre tot ce înseamnă piața asta de transferuri internaționale, care sunt nevoile oamenilor, de ce există companii care pe anumite coridoare se numesc
legătura între două țări, da, să zicem coridorul Marea Britanie-India, da, cel în care, de exemplu, cum multe companii au un comision foarte mic, aproape spre zero de tranzacționare, doar pentru că știu că acolo este un volum foarte mare și că o să recupereze oricum pe alte coridoare ceva mai mici, nu știu, Marea Britanie, Cambodgia, dau un exemplu. Și atunci am învățat foarte multe de acolo, din nou, tot un mediu antreprenorial, tot un mediu de startup, am învățat mai mult ce înseamnă relația cu investitori, cu oameni din bord și atunci la fel a fost o lecție. Oricum, cred că pentru oricine, să zici, în ultimii poate 3-5 ani, dacă ai fost în vreun fintech de orice fel, cred că te-a ajutat și o să te ajute de acum încolo exponențial. Da. Experiența de acolo. Uitându-mă pe LinkedIn-ul tău și ce am mai scos, mai urmează încă două lucruri, mă gândeam că poate și alții și eu m-am gândit cumva la chestia asta. Bă, omul ăsta, de când era anul întâi sau uite că am aflat că din liceu, are numai experiențe trecute acolo din zona asta de business, project manager. Și nu e neapărat un traseu poate normal pentru toată lumea. Poate mulți, nu știu, încep în zona de, luăm exemplu IT, tehnic, știi? Da. Niște experiență, project manager, product owner sau... cumva poate sunt trecele un pic mai line. La tine tu te-ai dus direct antreprenorial, startup-uri. Și vreau să te întreb cum de ai reușit să obții joburile astea poate un pic mai devreme decât ar fi normal sau uzual. Și din punctul tău de vedere, care sunt ingredientele? Ce te-a făcut pe tine să le obții? Că poate mai aplica și alți oameni și n-au obținut. Da. Băi, primele două, na, cel de la BCR din liceu și cel de la Boxer, au fost pe sistemul pe care l-a avut oricine la dispoziție, am aplicat. Asta a fost simplu. Da, nimic special, nicio relație de niciun fel, nicio introducere, pur și simplu am aplicat. De acolo înainte, într-adevăr, la Boxer cel puțin. La Boxer ai fost insistent? La Boxer, da, am avut acest skill al insistenței și a fost și puțin, da, de fapt, mai mult decât puțin acest... nu neapărat skill-uri matematice, dar testul la GMAT era foarte greu. Adică, cred că atunci când am aplicat eu, că au fost vreo 3-400 de oameni, din care doar vreo 10 au luat. Că aveam minim de 22 sau 23 din 26 de întrebări. Și atunci trebuia să fii agil. Nu trebuia să știi, să-ți amintești formula ariei triunghiului dreptunghic, dar trebuia să fii destul de agil cu răspunsurile, așa că să te poți încadra în 60 de minute cu 26 de întrebări. Și atunci ăla era un, să zicem, un skill pe care poate îl deprisesem, da, din Mate Info, că da, înveți algoritmică și obișnui cu exercițiile. Uite, acum și pentru mine are un pic mai mult sens poate de ce a pus testul ăla acolo. Cumva să se asigure că de la curier până la CEO, oamenii aia sunt într-un anumit fel, poate să reacționeze și atunci când ai un grup de oameni de genul, probabil, uite cum ai fost și tu, te-ai mutat pe mai multe chestii, e mai dinamic, e mai... Exact, activ. Da. Are părți bune și părțile, că s-ar putea să pierzi oameni care au alte calități și poate au făcut doar 18 puncte. Na, pe de acealaltă parte există într-adevăr aceste cazuri în care e clar că e benefic. Hai să vedem înapoi la celelalte ingrediente. Celelalte joburi, într-adevăr, și da, uite, cel de mai, poate cel de la Manimel mie e mai interesant. Cel de la Nikifor Consult din la Oțiune pentru recomandare, de la cineva pe care cunoscusem în BCR când eram în, deci networking, deci relații. Clar, a contat și mereu am, adică am înțeles asta de când am fost în București și am insistat foarte mult pe zona asta și a fost un lucru benefic și în continuare este pentru toate părțile. Cel de la Manimemi, a zice că e mai, poate o poveste mai interesantă și asta ține și de nebunia pe care poate să o aibă un om, știi? Era într-o dimineață prin februarie când îmi trimite o prietenă un articol despre CEO companiei. Și inițial am vrut să dau skip mesajul, dar am zis, ok, zic, hai să-l citesc. Hai să vedem ce... Da, l-am citit și mă rog, era un articol despre povestea CEO-ului. Mi s-a părut interesant, am căutat profilul de Facebook, Instagram, LinkedIn, am văzut ce viață are, ce lucruri face și mi s-a părut extraordinar din punctul de vedere. Și am zis, bă, vreau să-l cunosc. Și am trimis un mesaj chiar în ziua aia, era și ziua lui. Tu ai ceva cu mesajele, cu mail-urile către oameni la care teoretic nu prea ai acces. Exact, așa, da, exact, exact. I-am trimis un mesaj chiar în ziua respectivă, era și ziua lui de naștere. Mi-a răspuns
Și i-am propus să ne vedem, doar că el locuia în Monaco, eu eram în București și singurul timp pe care îl găsim la dispoziție în care să ne sincronizăm, eu trebuia să fiu în Viena pentru un eveniment, o conferință. A, voi să faci fizic întâlnirea asta? Voi să fac fizic, da. A, da. Okay, era pe vremea okay. când nu era cool să pe te vezi pe Zoom, da. Da, adică da, era da, în da. 2016 mm-hmm. la început. Și zic ok, hai să ne vedem... în București. Am dat seama că eu sunt în Viena în perioada în care îmi vine și mi-a zis că se întoarce în Monaco. Și zic, bă, vin în Monaco. Fac eu cum fac și vin în Monaco, da? Ok. Și imaginați că era într-o perioadă a vieții care na, nu făceai mulți bani. Că eram tânăr, erau job-uri normale, nu se imagina bă, na, cine știe ce venituri. Și chiar o situație destul de proastă că aveam habitul ăsta de a cheltui câți bani aveam plus încă câțiva, așa că aveam și vorba, îmi rămânea prea multă lună la sfârșit de salariu. Și era o situație în care aveam destul de puțin bani spre să ajung în Monaco, să mă întâlnesc cu el, în condiții în care doar voiam să-l cunosc și atât, era tot ce îmi doream. Da? Tu nu voiai să te angajezi? Nu, vreau să-l cunosc și atât. Exista doar să vezi ce-i mintea lui? Da, o dorință naturală și autentică de a cunoaște pe un respectiv, că era și el avea 27 de ani, cred, pe vremea aceea. Eu aveam 22. Și atunci am zis că ok, clar că avem și poate perspective apropiate din punctul de vedere. Și a reușit să ajung până la urmă printr-o nebunie din asta, din Viena. Am luat autobuzul până în Bratislava, de acolo am luat un avion cu vreo 12 euro până în Milano și din Milano până în Sanremo, unde stă mătușa mea, care e exact la granița cu Franța și Monaco. Am luat un tren și a doua zi m-am dus să mă întâlnesc cu el. Ok, nice. Și am stat 8 ore. 8 ore de vorbă cu el. 8 ore în care ne-am întâlnit inițial undeva la masă. După am fost cu el la o întâlnire pe care avea el la Universitatea din Monaco, cu un proiect pe care vrea să sponsorizeze și la fel mi-a prezentat și se întâmplă pe acolo ce vrea să facă. Și după am fost undeva, avea el o casă, senzație undeva deasupra, într-o localitate din asta din Franța, de unde se vedea întreg Monaco, știi, de sus. Și după 8 ore... S-a uitat către mine și îmi spune, bun venit în echipă. Ok, fără nicio altă discuție înainte? Fără nicio altă discuție în care eu să-i fi prezentat, vreau să fac asta pentru MoneyMailMe și vreau să fac asta pentru celelalte companii pe care le-ai. Da? Adică a fost exact genul de... Dar conversațiile voastre, nu știu, erai curios să-l întrebai chestii de business, de business-ul da. Lui sau în general? Lucruri despre business-ul lui, lucruri despre industrie în general, lucruri personale, adică, na, imaginez că o curiozități. Discuție, exact, o discuție pe care, în momentul în care pleci cu ceva autentic și personal, nu neavând un target anume, nu aveam niște întrebări foarte specifice despre business-ul respectiv, de exemplu, știi? Și așa am ajuns să lucrăm împreună, a fost o experiență, da, din nou, foarte bună, pentru că am învățat foarte multe lucruri. Și cred că s-a terminat undeva prin și de fapt cred că am greșit, cred că era 2017, zi, să zic mai bine, și după am început să fac să organizez conferințe. Următorul punct de pe lista mea, da. Da, următorul director punct. Director executiv da. De TNE, DTNI vine de la Decentralize. Okay. Și okay, e modelul acel american în care între prima și cum e și A16Z, între prima și ultima literă preferă să pună numărul de litere. Și DTNI a fost experiența de la care am învățat cel mai multe lucruri. Ok, hai să zicem oamenilor. Deci tu ai organizat o conferință în București, în zona de blockchain, finance, nebunii, în ce an? 2017-2018? Am organizat în total, cred că vreo 18, cât timp am lucrat acolo. Ok, da. Și ai organizat și în alte orașe? Am organizat două în București, într-adevăr. În București. A fost una la început de februarie 2016, una din primele ediții globale pe care le-a avut compania. Și după, în decembrie 2017, am organizat încă una în București. Pe lângă acest. Când a picat cripto? Deci, era bine, nu? Încă, încă era bine, da, 2017? Da, am lucrat acolo până prin 2018, iunie-iulie, cred, când a început să scadă piața și în același timp și interesul pentru ceea ce. Asta voiam să zic, că dacă prețul e sus, toată lumea e foarte interesantă, dacă prețul e jos, exact, nu exact. Mai pasă nimănui. Exact. Băi, a fost o aventură. Gândește-te că eu eram cel care se ocupa de tot ce însemna managementul și organizarea conferinței. Aveam 23-24 de ani
Iar ceilalți oameni din echipă, 6-7 câți mai erau, aveau un, așa, o media vârstă de 22-23. Uh-huh. Aveau vreun background în zona asta sau pur și simplu oameni unii, tot cu da, drive-ul ăsta poate pe care l-ai avut și tu? Aveau drive-ul clar. Erau oameni pe care i-am recrutat exclusiv prin faptul că îi cunoșteam. Le-ai dat testura de matematică? Nu, le-am dat niciun test. A fost, chiar a scăpat ieftin. Primele două persoane au fost așa destul de ad hoc, adică nici măcar interviu ne-a spune că le-ai zis și tu, bun venit în echipă. Ceva de genul, da. Și eram și disperat. La prima, cel puțin prima, când am să colaborez cu primele două persoane, eram puțin disperat pentru că mai erau 3 săptămâni și aveam o conferință în Ucraina, în Kiev. Eram doar eu și cu CEO companiei și cu o firmă de organizare de evenimente din Ucraina, dar nu era suficient. Și atunci e clar că trebuia să găsim. Și am găsit. Și atunci am început într-adevăr o aventură, pentru că am și fost foarte multe locuri, adică am organizat conferințe în Coreea de Sud, în Japonia, în Statele Ai Unite. Mers, mergeai fizic în locațiile astea? Mergeam sau? Fizic, da, mergeam fizic. Deja începe să se lege cu călătoriile. Clar, mergeam fizic acolo și uneori și înainte de conferință cu ceva timp ca să verific hotelul, de exemplu. Adică, dau un exemplu, am zburat în Tokyo 32 de ore dus întors, doar ca să stau acolo vreo 20 de ore ca să verificăm înălțimea unei camere de hotel și cam cum ar fi sonorizarea, ce fel de prize au și dacă se potrivesc elementele de digitale de care aveam noi nevoie. Nu, un pic te întrerup. Tele, ne ajut și pe noi un pic cu timpul. Încerc să-mi dau seama. 27 acum, ok. Cât timp avem, oră? Teoretic o oră, că lumea, sper că nu v-ați plictisit, n-aveți cum să vă plictisiți. Deci eu am ales să facem treaba asta poate un pic mai personală, să te cunoască lumea, decât să intrăm direct în subiectul wow, cum ai luat $1,000,000, știi, ca să facem clickbait. Eu prefer câtă lume se uită și apreciază chestia asta, să te cunoască. Da. Și după când dai informațiile de business, de, nu știu, decizii, de aplicații, de ce ai făcut tu, să fie cumva cu în minte cu cum ești ca om. Exact, exact. Bun. Deci 30 de minute, revenim, conferințe, îți construiai echipa și a fost o experiență mișto. Tu făceai deci mult zona de management, tot. Mă gândesc, tot. Făceam tot. Interacționai cu speakeri, cu tot. Ok. Speakeri, okay. Sponsori, furnizori, hotel, ghizi turistici și așa mai departe, pentru că aveam și un era un. Și tu cum ai învățat chestiile astea? Te-a învățat cineva forțat sau le făceai forțat de împrejurări? Experiența inițială de unde am luat-o și probabil că de acolo a fost cel mai benefic, am fost parte într-o organizație de studenți VIP? Din ASE, din VIP, da, din comunitate. Eu de acolo te știu. Da. Eu am fost în SISC și atunci uneori, fiind poate și în același sediu, exact, activitățile noastre se mai... Da. Și tot timpul, că îl vedeți pe Robert, da, frumos sacou cu maletă, că nu știu ce, eu așa te știu din facultate. Da. Tot timpul când îl vedeai pe Robert acolo în sediu de pe Frumoasei, era așa, ziceai, ăsta e deja e project manager, e business developer. Așa e amintirea mea cu tine, da, de atunci. Da, da, da. Cred că a fost primul băiat din liceu care din clasă care a purtat cravată. Și a zis, mamă, ce e aia? Ce ai făcut? Ce ai pățit? Exact, exact. Și avantajul a fost că aici în comunitatea, mă rog, întreaga organizație în VIP se organizau anual evenimente. Și cumva implicându-te, preluai foarte mult skill-urile astea de management, de logistică, de organizare, de contacta speaker, de lua legătura cu ei și pregăti logistica cu prezentări, cu tot ceea ce nevoie, plus stresul pe care l-ai în zilele alea în care există conferință. Uite, apropo de skill-uri, că ziceai tu, am înțeles că tu, pe lângă alte lucruri la VIP, la început cel puțin, ai avut o perioadă în care livrai cupcakes în cămine, era o provocare, era ce era? Parte dintr-un program? Era parte și ceva ce a durat 3 zile, adică nu ți imagina că am făcut asta. Ok, un deci era da, o activitate de asta. Era, a fost parte din perioada de probă. Pentru a te înscrie în comunitatea Business Club în care am fost eu, exista această perioadă de probă de 2 săptămâni în care se testau foarte mult skill-urile astea de unul a lucra în echipă și de organizare, cât de bine poți să faci research și cât de bine poți să prezinti ceva mai departe. În prima săptămână, după exista un team building între cele 2 săptămâni în care puteam să ne cunoaștem mai mult. Pe Zoom sau? Pe vremea aia nu era pe Zoom, din păcate astăzi din ce am înțeles se face pe Zoom, dar pe vremea mergeam la munte, ne jucam beer pong și toate cele. Îmi amintesc și eu team building-urile din SISC. Exact. Și în a doua săptămână era un task destul de interesant, primeam
400 de lei, cred, da, 400 de lei, din care echipa, care avea undeva între 4 și 8 oameni, în funcție de câți mai erau, mai rămâneau după o săptămână, trebuia să producem ceva pe care să-l vindem și să obținem un venit cât mai mare. Noi am luat decizia atunci, cel puțin echipa mea, să producem niște cupcakes, mă rog. Ați făcut și pe bucătari. Da, cupcakes e mult zis la ce am făcut noi acolo, adică ceva, un desert să putea. Era bun, era ok, pus de vedere. Și finalul a fost cu ok, a fost probabil că 3000 ceva de lei am vândut, adică oricum 7x suma investită, 7X, bun. Ceea ce e extraordinar. Bun. Aveam 10 ore la dispoziție să vindem, alegeam noi zilele, de obicei se făcea miercuri, joi și vineri, vineri mai puține ore că era vineri și mai aveam niciun student bani. Dar era experiența că curajul ăla de a te duce și a bate la ușă la cămin și cineva să-ți deschidă și să vezi una, două, trei, patru persoane și să încerci să le convingi că vrei 5 lei, 10 lei pe ciudățenia aia acolo care stătea în fața lor, care nu știe dacă e comestibilă. Care nu știe dacă e comestibilă, pe care încercai să convingi fără să te duci, încercam să nu mergem în zona asta de vă rugăm, da, de ruga, de charity, că facem pentru nu știu ce cauză nobilă. Nu, încercam să le explicăm că uite, cam asta e ceea ce facem, ăsta e produsul, asta e povestea și mai departe. Cred că primul cupcake sau al doilea poate era greu, mă gândesc, prima oară când trebuia să bați. Că după mă gândesc că îți intrai un pic în flow, da, îți intrai sau un pic, nu neapărat. Da și nu. Gândește că, nu știu, un cămin are 300 de camere, 200 de camere. 200 de tipologii, cel puțin 200, că sunt și mai mulți oameni în camere, 200 tipologii de oameni diferiți. Da? Unii mai reticenți, alții mult mai deschiși, alții care te înjură, alții care nu au chef de tine, alții care ies doar în pantaloni scurți, adică erau destul de, era ca un carusel așa drumul printre camere, știi? Și puteai să iei avântul ăsta că abia început și am vândut deja 10 și după următoarea oră să mai vezi nimic. Și atunci începeai să spui întrebări. Legat de tipologie am și eu o poveste interesantă, super recentă, cred că chiar ieri mi s-a întâmplat, nu o să dau nici numele persoanei, nici numele companiei, sunam niște parteneri, nu? Pentru un eveniment viitor pe care o să-l facem. Îmi răspunde o persoană un pic așa speriată și am încercat cu un ton calm să explic cine sunt, ce facem, de ce o sun. Și am mai pățit asta de-a lungul timpului, m-a întrebat de unde am numărul ei. I-am explicat de unde am numărul ei, LinkedIn, așa, companie. Cumva pentru mine era foarte normal ce se întâmpla, că ea lucrând în HR, era cumva parte din jobul ei. Da. Și așa foarte, dar tot un ton speriat îmi zice, te rog să-mi ștergi numărul și să nu mă mai suni. La care n-am insistat în niciun fel, da. Am zis sigur o să șterg numere, să ai numărul, să ai o seară plăcută în continuare. Dar a fost, da, diferite tipologii de oameni. Exact, da. E important să înțelegi. Am ajuns la un nivel în care mi-e mult mai ușor să înțeleg perspectiva ambelor părți. Uneori clar că cealaltă perspectivă nu te avantajează sau nu e ceva ce ți-ai dori, dar am învățat de fapt că poți să ai control doar asupra ce gândești despre o acțiune anume, nu asupra acțiunii în sine. Că, na, poate ai fi reușit la un moment dat să convingi pe persoana respectivă să te lase să-i păstrezi numărul în telefon, dar poate nu era ceva ce necesita neapărat. Da, nu se înțeleagă că judec sau un fel. Ce pur și simplu mi s-a era un exemplu cu diferite tipologii de oameni. Că sunt și oameni care spun, Andrei, ce faci? Exact. Și cumva niciuna n-ar trebui, adică ok, poți să te bucuri la cazul fericit, dar cealaltă n-ar trebui să fie, Doamne, mi-a zis, nu, s-a întâmplat. Da. Ok, tragem niște concluzii aici, mi se pare că sunt multe chestii mișto pe care ai zis. Deci odată simt că te caracterizează chestia asta de perseverență, dar și vreau ceva, știi, vreau și vreau acum. Da. Nu vreau peste o săptămână. Da, e din aia nesimțită. Eu vreau acum, știi, că și când ți-am scris eu ție, mie nu-mi place să scriu cuiva și hai să stabilim peste 2 luni un podcast. Știi? Și ai zis, chiar sunt plecat, dar imediat după ce mă întorc, hai să facem. După ce am mai simțit chestia asta și mi-a plăcut super mult că ai menționat-o cu contactatul oamenilor care par de neatins, telefon, mesaj, LinkedIn, mail, orice. Mi s-a întâmplat și mie să dau mesaj și, nu știu, uite Alexandru Păduraru, care a venit la noi la podcast, mesaj pe Instagram, am vorbit un pic, a venit la podcast. Da. Răzvan Munteanu, care super fan boy aici. Nu mă așteptam să răspund, dar răspund. Deci chestiile astea, acum mai ales, cu social media și tot ce se întâmplă, oamenii
chiar sunt, majoritatea sunt dornici, cum ziceai și tu, să împartă și să dea mai departe. Ce mai zis? Ai povestit așa și de zona de networking, aveam o curiozitate și să te întreb, uite, dacă tu suntem aici, tu ai zis un pic așa, dar am zis să te întreb, cum faci tu networking? Știi, e ceva ce îți propui, cum e procesul, te duci la oameni, zi-ne așa un pic de zona asta de networking. Băi, am făcut-o din mai multe perspective din fericire și cumva asta m-a învățat mai multe lucruri. Că am fost, de exemplu, la un moment dat parte printr-o companie la care am lucrat, la cea de consultanță, parte din Camera de Comerț Română-Italiană și Camera de Comerț Română-Olandeză. Și sunt camere de comerț care au întâlniri frecvente, nu știu, o dată la 2 săptămâni sau o dată pe lună, în care se întâlnesc toți membrii. La început mi se părea foarte forțat, pentru că există într-adevăr bariera asta de vârstă, clar. Adică eram singur om care avea 23-24 de ani între atâția membri care aveau 35 plus, pentru că erau manageri din companii olandeze sau antreprenori care aveau ceva relație cu Olanda. Și după erai tu. Și după eram eu. Da, și cred că skill-ul ăsta de a te băga în seamă rapid legat de ceva anume, da? Adică a te putea lega de orice, de nu știu ce vin bei acolo sau cum ții paharul de vin în mână sau un lucru pe care l-a observat la persoana respectivă. A, să găsești ceva comun, să găsești exact, ceva coadă la mâncare, de obicei găsești o chestiune. De acolo începeau să plece conversații, da, ajungând în zona de ce faci, cu ce te ocupi într-adevăr, că na, era foarte mult în zona asta profesională. Dar pot să zic că nu alea a fost experiențe care mi-a plăcut cel mai mult, ci mi-a plăcut mai degrabă cele din pe vremea când am organizat studenți și imediat după că am rămas cu foarte multe cunoștințe și prieteni de acolo. Faptul că niciodată nu o făceam pentru un motiv anume. Adică nu căutam un beneficiu imediat sau un favor, pentru că ce puteam la două. Îți plăcea chestia asta? Să plăcea cunoști nebunie, oameni noi? La nebunie. Și o făceam destul de frecvent, atât cu oameni din zona mea de vârstă, da? Adică nu știu, atunci ar fi fost 20-24, dar și cu oameni la care aspiram și care mi-aș dori să devină poate mentor sau pur și simplu au relații cu ei. Dar pe care o făceam eu natural, adică eu îi abordam, nu știu, prin mesaj sau SMS sau e-mail în care le spuneam dorința asta. Și na, au fost oameni care nu mi-au răspuns niciodată, mă deranjează, e un funnel. Poate care... și de înțeles totuși, na, timpul lor. Clar, adică înțeleg perspectiva, înțelegeam și atunci că e normal să întâmple lucrurile astea, dar au fost relații care... s-au transformat și unele, mai cu foarte multe întâlniri, în prietenii foarte, foarte frumoase și în relații de business pe care le-am făcut la un moment dat. Și până și, dacă se iau așa cronologic, și partenerul pe care l-am astăzi în Framey, l-am cunoscut tot datorită faptului că prin Business Club l-am cunoscut pe Mike Costache, cu care am organizat conferințele de DTN și la una din conferințe partenerul meu a fost sponsor, de exemplu. Okay. Și așa am să-l cunosc. Temporar atunci, după un an de zile, să ne dăm seama că ne potrivim din punct de vedere și că... Deci cumva poate și ideea asta, că la tine simt că poate a fost și ca un bulgăre. Se adunau lucrurile, da. Și de la un moment dat se legau, poate fără să-ți propui tu, pur și simplu atât de multe legături făcusei, da. Încât îți propuneai ceva, automat îți venea cineva în minte sau cineva care știa pe cineva. Exact, adică erau, și îmi amintesc și acum că erau mulți oameni care îmi scriau poate pentru că aveau nevoie de cineva sau când știam că au nevoie de cineva, puteam să fac repede o conexiune, știi? Asta, again, și pentru că cumva mi-am dat seama de vreme că lucrul ăsta e important, da? Și că e important mai ales dacă îl faci autentic. Și atunci și cărțile pe care le citeam și lucrurile pe care le făceam erau în direcția asta. Cumva exista o parte nu neapărat forțată, dar ideea de follow-up, de exemplu, e... trebuie să o faci calculat. Adică dacă ai o întâlnire cu cineva, de exemplu, și ai cunoscut pe cineva, e foarte important să faci follow-up periodic, pentru că altfel poate să rămână pur și simplu o întâlnire acolo și niște lucruri pe care puteai să faci cu persoana respectivă în viitor nu o să se concretizeze, pentru că cel mai probabil o să uitați unul de celălalt, da? Sau poate nu o să știi ce se mai întâmplă sau ce status mai aveți fiecare. Uite, asta mi se pare o informație mișto pentru oamenii care se uită, nu doar în vânzări, adică inclusiv când vorbeam de networking, știi? Ești la un eveniment, vorbești cu cineva, ați avut o oarecare, știi, discuție interesantă sau ceva, poți să-i lași pe LinkedIn, mă bucur că nu știu ce, poate țin legătura cu X.
Da. Deci follow-up-ul ăsta chiar mi se pare o chestie mișto de făcut E în general. foarte, e foarte important și în absolut orice tip de relație, adică până și cu bunicii mi se pare la fel de important, pentru că ajungi la un moment dat în viață în care nu mai ai, sunt oameni cu care poate na, poți să ai o conexiune, o legătură de sânge, cum e cazul Clar. rudelor, sau pur și simplu o relație de prietenie. Dar na, la un moment dat drumurile se duc în Și direcții poate și multe diferite. subiecte de discuții nu mai sunt deloc comune. Exact, exact. Și atunci am conștientizat și destul de recent, sincer, mai ales Să știi că am pățit și eu. pentru relații personale, că e important să faci, știi, follow-up-ul ăsta cu oamenii, pentru că, da, e un. Cel puțin eu am un feeling foarte bun, știi, în momentul în care fac și când vorbesc cu cineva cu care am mai vorbit de câțiva ani, de exemplu. Pur și Da. simplu, ce mai zici, cum mai ești Exact. și de acolo totul de Exact, obicei. exact, 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 exact. Ok, cool. Cred că ne-am întins la vorbă cu partea asta personală. Le dăm oamenilor oare și un pic de, să vedem, de business, să vedem niște lucruri. Să știi că o să mai sar chestii, din păcate, Sare îmi nicio pare foarte problemă. rău. Dacă îmi dai mie voie, o să citesc câteva chestii despre Framey, care e Da. următorul pas de pe LinkedIn-ul tău și după o pornim de acolo. Sigur. Zice Mai așa, primi și te bine. o să citesc din O să iasă copiii bâlbâiți, dar asta e, sper să mă Nu trebuie ierte. să crezi în treaba asta, E doar un mit? e doar un mit, da, pentru anii. Toată viața mea a fost o minciună. Da. Ok, deci zice așa, Framey. Citesc din, cred că, Ziarul Financiar. Da. Întreaga idee se bazează pe o mare bază de date de fotografii care aveau coordonate exacte, acest lucru venind din nevoia și în ajutorul celor care vedeau foarte multe poze pe social media. Practic, ce am zis eu cu locurile instagramabile, bă, am văzut o poză atât de mișto în Turcia, Da. vreau și eu să mă duc în locul ăla cumva să simt ce au simțit și ceilalți. Tu mai ce așa, lucrăm deja cu peste 400 de creatori de conținut Da. din peste 70 de țări. La finalul acestui an vom avea câteva milioane de utilizatori per total în întreaga lume. Câteva milioane, pentru unii nici nu dau seama, poate să pară mult, poate să pară puțin, depinde cu ce compari. Dar mie mi se pare că să ai în prezent, când există Facebook, Instagram, toate rețelele astea uriașe, să creezi tu o aplicație în care să ai câteva milioane de useri, să-i atragi acolo, acolo e value. Adus clar că nimeni nu vine pentru că ai Da. multe lucruri în altă parte. Și mai aici, așa, de la ce a pornit și probabil ce vom folosi și noi în titlu, startup-ul a primit recent o finanțare recent, în august era, Da. de tip seed, de $1.000.000, de la IC Capital din Dubai și de la un alt fond de investiții din România. Și cumva, zisesem eu în intro, tu nu era aici, că în august, în perioada aia, feed-ul meu cel puțin, și am bănuit eu ca oamenilor interesați de zona asta, era plin cu fața ta. Intram pe LinkedIn, un fond de $1.000.000 primit de nu știu ce. Intram pe Facebook, fond Ziarul Financiar, Da. urmărind chestiile astea. Hai să vedem ce este Framey. Tot Frame, da. Framey, perfect. Tot am descris-o de-a lungul timpului, dar zine tu așa Da. frumos, piciu. Piciu. Cum sunt? Sau cum vrei tu să descrii? Da, băi, foarte pe scurt, este o aplicație de socializare pe care ne focusăm foarte mult pe pasionații de călătorii, da? Ok, deci e de socializare, nu e doar, uite, poza, du-te aici, e și interacțiune în Da, există care. și această interacțiune, dar în ideea în care ceea ce ne dorim noi este ca întreaga experiență de călătorie să o acoperim în aplicație. Și există na, o anumită să zic, structură a procesului de călătorie care spune că ea conține 5 pași. Există vreun research sau că vorbește așa foarte tehnic de procesul de Da, călătorie? Deci research. există research și, sincer, să fiu foarte multe lucruri, foarte mult din lucrurile pe care am făcut la Framey și din feature-ul sunt bazate pe articole științifice pentru că na, Deja te-ai dus în altă întrebare de-a mea, îmi place foarte mult. Ok, deci. era mult mai luai niște decizii pe niște argumente mult Bazate mai pe date, exact, pe da, foarte date multe date, pe. pe chestionarea pe chestionare pe care oamenii deja le-au completat Plăteai ei. pentru ele sau le găseai O, gratuit? găsești pe Google Gratuit. Scholar câte vrei tu Ok. cu filtre după ani, cu tot ce-ți dorești. Tele, mă ajungi și pe mine cu un șervețel de acolo, te rog. Da, iartă-mă Ca să că nu. Nicio problemă. Perfect.
Deci reluăm discuția de la parte social, articole științifice și procesul de călătorie. Zine, care sunt cei 5 pași? Procesul începe cu partea de inspirație, în care încă nu ți-ai stabilit o destinație pe care o vrei să vizitezi și pur și simplu există un proces în care fie faci un feed, faci un scroll printr-un feed de fotografii din întreaga lume, fie vorbești cu prieteni, fie cauți pe internet. Îți vine dorința de a pleca de acasă. Ai dorința de a pleca de acasă, okay, dar nu ți-ai stabilit destinația. Următorul pas este pasul în care îți dorești să îți planifici lucrul respectiv. Da? Și atunci ți-ai stabilit destinația, dar are nevoie să afli ce poți să vizitezi acolo, de câte zile ai la dispoziție, cam care ar fi costurile pentru destinația respectivă și din punctul ăsta de vedere să poți să începi să conturezi un plan și niște itinerari. Următorul pas este planul de, următorul pas este pasul de booking, în care clar, acționezi. E nevoie să acționezi, cazare, avion, închiriat mașină și orice alt serviciu pe care poți să-l închiriezi și e nevoie să-l închiriezi în avans. Iar ultimii doi pași se pot întâmpla și în același timp și unul după celălalt. Partea asta de experiență în sine, când ai ajuns acolo, da? Și te poți afla în situația în care ai un plan deja prestabilit, ceea ce e foarte bine, dar nu funcționează pentru toți oamenii și atunci știi deja ce ar trebui să faci și ai nevoie de o platformă care să susțină faptul că poți să urmărești ce activități ai făcut și ce activități urmează să faci. Sau poți să fii în situația în care n-ai niciun plan și ai nevoie, de exemplu, să vezi ce locuri sunt în jurul tău, de exemplu, ce atracții ai putea să vizitezi sau ce atracții de tipul respectiv ai vrea să vizitezi. Deci avem atracții, avem, deci nu doar locuri instagramabile, view-uri sau așa, și atracții. Orice atracție de trip travel, care poate să însemne și un perete foarte frumos colorat și un Locația exactă. Cu locația, totul este cu locația exactă. Și un hotel și o cafenea și un muzeu și ceva natural și aveți și review-uri de la oameni, adică nu știu, cineva postează. Bă, am fost și eu acolo. Review-uri nu avem astăzi. Review-urile sunt în plan, dar sunt în plan exclusiv momentan pentru atracțiile de tip Horeca în principal în prima fază. Adică să lași un review, pentru că concluzia noastră a fost și de unde am plecat aplicația era faptul că oamenii din zona asta 18-35-18-40 de ani sunt mai influențați astăzi. Și erau cu 3 ani și sunt în continuare și astăzi și mai mult decât erau cu 3 ani de zile, să aleagă o destinație pe niște impulsuri vizuale. Faptul că le place cum arată. Da? Fie că au văzut o poză, fie că au văzut un videoclip, pur și simplu le place cum arată și oamenii își doresc să viziteze o chestie. Nu neapărat, poate vreau să vizitez muzeul X sau cumva ca și fără să-l văd, vreau muzeul de știință. Sunt oameni care vor să-l viziteze doar pentru că au văzut niște poze instagramabile de acolo sau că poate că au văzut vizual niște opere care sunt expuse acolo. Adică nu mergem doar în direcția că e instagramabil și e frumos și de-ați. Ok, deci vizual oricum. Exact. Imagine vizual, da. Și atunci oamenii sunt mult mai predispuși să facă asta, să fie influențați de vizualul decât sunt de niște rankinguri acum, de exemplu, de niște clasamente. Da, cum competitorii pur și simplu au acest rating de la 1 la 10, mă rog, de la 1 la 100 și e clar că ești mai predispus să vizitezi ceva din top 10, în principal. Clar, că nimeni nu dă de ce ai vrea să mergi la numărul 100. Exact. Noi nu vrem să facem asta, nu vrem să ne bazăm pe ce înseamnă review pentru atracții naturale. Dar, adevăr, o să ai posibilitatea să lași review-uri pentru atracții de tip Horeca, poți să lași un review la cum a fost mâncarea, serviciu și mai departe. Și ca să revin, ăsta este al patrulea pas, cel de experiență în sine la, când ajungi la destinație. Și ultimul pas, care se întâmplă și în timpul călătoriei și după, este pasul acesta de sharing, de împărtășire, de distribuire a experiențelor pe care le-ai, adică să share-uiești poze, videoclipuri cu experiențele tale. Și atunci aplicația noastră are componenta asta de conținut. Feed. Da, are componenta asta de conținut care vine tot din partea socială, pentru că la urma urmei un feed este compus din poze pe care le-au postat anumiți oameni de la diferite destinații. Da. Și există, ca și în alte platforme sociale, posibilitatea asta de a urmări alți oameni, a le salva fotografiile, a le share-ui cu alți prieteni de-ai tăi. Sunt legate în vreun fel de celelalte rețele sociale sau e un ecosistem? E un ecosistem doar al nostru. Da. Da. O să ai posibilitatea să share-uiești și pe alte platforme ceva ce postezi la noi, dar invers nu există posibilitatea asta. Nici tehnic nu se poate că ar trebui ca ei
gen alte companii, nu știu, Instagram, Facebook, să expună niște... Da, și nu-și doresc asta. Că... Clar, clar. Îți mai pun o întrebare dacă vrei răspuns sau răspunzi cum îți dorești tu. Eram curios de modelul de business, că poate multă lume te-a înțeles pe tine cum ești, Robert, cum ai ajuns aici să faci chestia asta. A înțeles aplicația, utilă, oamenii o folosesc. Și după te întreabă, mă, Robert, dar tu, ok, faci asta, e CEO, co-founder, cum te neapărat întreținut. Cum faci tu bani din business-ul ăsta? Da, azi nu fac. Azi nu faci? Da. Adică azi nu face business-ul. Eu mi-am pus un salariu mic acolo, adică nu ți imagina că sunt pe zero. Deci face bani. Ce anume? Business-ul, că ai zis că ți-ai pus un salariu mic. Business-ul are o investiție, dar nu face. Investiție. Da, are acea investiție de $1,000,000 din care na, avem. Atunci poate poți să ne povestești care e modelul, dacă poți. Da, sigur. Îți povestesc unde ne dorim să ajungem și care sunt cele. Perfect. Sunt două canale mari de revenue stream pe care le avem în minte și pe care vrem să le anul viitor să începem să le implementăm. Primul este sistemul standard de advertising. Deci reclame în aplicație. Reclame în aplicație, dar bazate în continuare pe partea vizuală, fără să-ți dai seama că este ceva diferit față de conținutul aplicației și pe foarte mult și pe partea de localizare. Așa încât dacă tu, de exemplu, te uiți la o poză de la Turn Eiffel, să poți să primești niște recomandări cu travel related brands, azin hoteluri, restaurante, cafenele, tot din zona respectivă, pentru că deci tot bazat pe locație. Da, pentru că noi considerăm că alea sunt cele mai relevante pentru tine în momentul respectiv. Pe lângă... Am o chestie, uite, se leagă un pic de discuția noastră. Noi când am fost eu și cu niște prieteni în Portugalia, acum câteva săptămâni, am văzut o tehnică pe care eu nu mai făcusem și cumva a funcționat incredibil pe partea de mâncare. Ștefania, care era cu noi acolo, tot timpul pe unde eram noi în locații, intra pe Instagram, pe hashtag-ul de food din zona, nu știu exact cum făcea cu locația, sincer, cred că i-a luat tot orașul. Și se uita și salva pe Google Maps locurile în care să mâncăm și în funcție de unde eram când ni se făcea foame, ea se uita și a funcționat de minune. Și am întrebat-o și eu cum a făcut. Dacă aș avea ceva mult mai rapid, îmi arăți? Asta e ceea ce și noi ne dorim să facem și uite, sunt un client. Da, îți povestesc și de al doilea model de business și după revin ca să ți explic de cei 5 pași și cum se leagă de ceea ce zici tu. Cel de-al doilea revenue stream e legat de fapt de al treilea de fapt pas din tot ce înseamnă proces de travel, e faptul că o să introduce în posibilitatea pentru oameni să facă booking direct din aplicație. Adică o să poată după integrate cu Airbnb, integrate cu booking, parteneri externi, din care business model e faptul că o parte, un procent din valoarea întreaga rezervării ți se cuvine ție ca și referral. Și atunci ăla este cel de-al doilea revenue stream pe care l-avem. Legat de ceea ce ziceai tu și de ce am considerat că ideea e foarte potrivită și că piața are nevoie de așa ceva, e faptul că pe fiecare din astea, din cele 5 etape ale procesului, are experiențe de travel, există companii care se ducă foarte bine. Da? Pe tot ce înseamnă inspirație, există Instagram, Pinterest, unde ai miliarde de poze de unde te poți inspira. În ceea ce privește partea de planificare, ai Google Maps, unde poți foarte ușor să scrii itinerarii, există articole pe diferite bloguri în care se povestește ce traseu poți să faci și mai departe. Booking, e clar, există diverse companii care au posibilitatea de a rezerva experiențe sau cazare avion și mai departe. Din nou, reveni la experiență, e tot Google Maps, te poate ajuta pe moment să vezi ce ai de făcut mai departe sau unde, ce locuri. Să faci un itinerariu, da? Iar sharing, din nou, platforme sociale, Instagram, Facebook. Problema e că astăzi nu există o legătură între ele. Și atunci ai nevoie de mai multe platforme. Nevoie de mai multe aplicații și cumva e un proces foarte anevoios, pentru că găsești un loc foarte frumos de văzut pe Instagram, dar nu știu unde se află. Ai nevoie să faci niște research, în momentul în care ai făcut research, ai nevoie să-l salvezi în Google Maps, cum făcea și Ștefania, de exemplu. Ai nevoie să vezi după ce alte locuri ai poți să mai vizitezi lângă și atunci cumva trebuie să te întorci la Instagram să cauți locația respectivă, dar nu toate pozele au locația. Și atunci procesul ăsta de la cum spunem noi, că transform your dream photos into memorable trips, da? Să ajungi de la o fotografie care îți place până la o experiență de călătorie în locul respectiv, astăzi e foarte nevoie. Și noi ne dorim pur și simplu să putem să facilităm cap cu ad întreg procesul, dar bazat exclusiv, foarte mult, n-ai ce neapărat exclusiv, foarte mult pe partea vizuală. Da.
Și atunci aici vedem noi valoarea aplicației în piață. Empatizez cumva cu chestia asta, pentru că când am început eu să călătoresc, hai să luăm, să zicem, țări străine ca să avem un reper, eram super focusat pe făcut un plan exact, trebuie să vizităm asta, 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 la ora asta mâncăm nu știu ce. Da. Destul de drăguț, na, fiind la început cu experiențele astea, dar acum, în ultimele luni, hai să zicem ultimul an, am simțit mult mai mult că, nu știu, că merg într-un oraș într-o zi și descoper niște lucruri care poate nu sunt atât de, nu știu, comerciale, să le zic, sau nici măcar nu contează, tot felul de la mâncare, la să fie tot un pic mai freestyle, Da. mai. Și Instagram-ul ne-a ajutat. A Da. fost o experiență mult mai Și mișto. azi nu ți-a plăcut? Asta vreau să întreb. Nu ți-a A plăcut mai fost mult mult mai așa? mișto și m-am simțit mult mai bine, mult mai Da. liber, mult mai. Toată experiența a fost. Chiar a fost o vacanță. Știi, a Da, fost cu da. amintiri, cu de toate. Deci empatizez cu Da, ce ai e povestit. parte din una din misiunile noastre, faptul că ne dorim ca oamenii să descopere. Fie că o fac într-o sâmbătă dimineață în orașul lor, fie că o fac într-un city break undeva în Europa, să zicem, oamenii să descopere și alte lucruri decât cele mainstream pe care le știm cu toții și pe care Exact. le-am vizitat toți, și Fontana di Trevi și Eiffel Tower și that's it. Adică, ok, clar că Merită să le vezi și merită să le Balea. vizitezi, dar nu Da. e totul despre asta, da? Și atunci, pentru destinațiile acestea foarte populare, există enorm de multe atracții despre care oamenii nu știu și pe care ar putea să le viziteze și sigur ar fi încântați de ele. Dar pe lângă asta mai există și acele destinații despre care oamenii încă nu știu foarte multe și pe care și-ar dori să le viziteze, dar nu au cumva informația e foarte, asta e problema cea mai mare, că informația e foarte împărțită pe internet. Da? Adică ea există și sunt zeci de articole, sute de articole pe diverse bloguri în care sunt expuse aceste Dar cine are timp să le vadă pe Da, sau cine are, trebuie să ai răbdare timp, răbdare, sau să știi cum să cauți, să pentru știi cum să. că sunt niște cuvinte cheie pe care trebuie să le folosești. Sunt bloguri care nu au foarte multe vizualizări sau o popularitate foarte mare și atunci e destul de greu să le găsești. Și atunci, De ce să nu fie simplu cumva exact, pentru deci să nu fie toată totul lumea? acolo la un tab, la un search, la un credem noi că ți-ar plăcea asta pentru că îți plac lucrurile respective și așa mai departe. Da. Ok. Mai aveam un pic mai încolo o întrebare, dar cred că se leagă și o introduc acum. Mi se pare foarte mișto că am atins subiectul ăsta. Ai zis tu, ok, am primit o finanțare de 1 milion. Da. Asta e o finanțare. Eu îmi iau un salariu cât îmi iau eu, cum am convenit, nu Foarte puțin, contează. dacă. Foarte puțin. Și restul intră în business. Și Da. până când nu o să producă, tu faci chestia asta de 2 ani jumate, Da, din plus minus. iunie 2000, da, aproape 2 ani jumate, iunie 2019. Mi se pare interesant ca lumea să seteze așteptările corect. La modul 2 ani jumate, da? Încă Da. nu produce, oferim doar valoare userului ca să putem crește. Da. Am primit fondul ăsta cu care putem face asta poate un pic mai repede. E, și poate Da. peste, după 3 ani, 4 ani, 5 ani, încep să produc și atunci simt poate și eu partea asta financiară, dar până atunci e Clar. valoare pentru user. Da. Știi? Și cumva când cineva poate vede titlul, bă, am primit 1 milion, omul a plecat. Păi, Da, un barcă, milion, Monaco. exact, Trabuc, mai se uită la tine, ai plecat în Da. Zanzibar, a zis omul gata, păi a Da. primit 1 milion. Știi? Și cumva mie îmi place să setăm așteptările astea, bă, e călătoria foarte mișto, te simt Da. că îți place chestia asta, dar să știi că să setezi așteptările corect, nu după un an exit, salut, Clar. Clar. mă duc în vacanță. Clar. Și de ce voiam să mă leg? Sper să mai avem timp și pentru chestia asta. La ultimul podcast a venit Alin Roșca, tot un antreprenor din România și ne-a povestit în vreo, nu știu, 7 pași pe care era el, cum pornești un startup de la zero până la, hai să nu zicem neapărat la exit, dar să îl duci într-o formă în care poate să producă revenue, Da. știi? Cum vezi tu procesul ăsta sau cum a fost pentru tine? Știi? Ai pornit azi o companie, o aplicație, prin ce pași, poate să fie pe Da, scurt, poate să fie da, da. cum preferi. Niște pași așa. Ideea e că nu există un manual, cu Nu siguranță. există un Nu manual, există ok. un manual. Există niște lucruri pe care e important să le faci și cu siguranță alea contează. Ce a contat pentru mine și mă bucur că am înțeles asta dinainte să mă apuc de lucrul respectiv, este că trebuie să găsești o metodă cât mai rapidă de a face un MVP pe care să poți să-l duci în piață și să obții niște feedback. Da? Eu, din momentul în care m-am apucat de lucrul ăsta și am avut ideea, în maxim, nu știu, 3 săptămâni, o lună de zile, deja aveam un Ai site. validat. Deja Ai. aveam un site și am validat faptul că oamenii sunt interesați
de a vedea pentru anumite destinații niște locații ceva mai deosebite și coordonatul exact al lor. Da? Poți să intri super pe scurt cum ai făcut asta? Deci ai făcut un site, da, în care, nu știu, chestionar, ai făcut niște mock-up-uri. Am făcut un site în care am publicat, cred că, 7 articole de la 7 okay. destinații diferite. Fiecare articol având undeva la vreo 10-12 poze, ceva, 12 atracții cu locație, poza și coordonatul exact. Am făcut un research pe Instagram, am găsit niște poze a senzației din oașele pe care nu le știa aproape nimeni, da. Uh-huh. Adică nu poze cu Turnul Eiffel. Și după am început procesul ăsta în care manual am căutat pe Google Maps care unghiul din care ar fi fost făcută poza, a pus pinul, locație, location, okay, buton și mai departe. Da. Și cum ai, că tu faci chestia asta global, știi, okay, da, poate era pentru România, era o idee mai simplu, global. Da. Cum ai generat un trafic către pagina aia ca să validezi dacă e da sau nu? Păi au fost mai multe, am pus postez pe forumuri, am pus pe Product Hunt, intram pe Instagram la oameni care erau în oraș respectiv, căutam tagul Barcelona sau nu Barcelona, căutam chiar locuri specifice, Park Güell, de exemplu, din uh-huh. Barcelona și mă uitam la recent, care de obicei erau poze postate în Barcelona la câteva secunde, minute și le comentam spunându-le că, wow, super tare poza și nouă ne place parcul ăsta, dacă vrei să descoperi și alte locuri de visat okay. în Barcelona, vei intră pe framey.io sau check our page, ceva de gen. Și atunci, cam, nu mai țin minte că am o postare pe Facebook în care am pus exact cifrele, dar foarte multe, au fost foarte multe vizualizări și am măsurat, ca să văd interesul, câți oameni dădeau și click pe acel buton de get directions. Știi? Și mm-hmm. era, nu mai țin minte că a trecut 2 ani de zile. Dar clar că la momentul respectiv au fost niște valori frumoase, niște cifre bune și atunci mi-am dat seama că, bă, ok, it's worth it, merită să merg mai departe cu lucrul respectiv. Era doar un site, adică făcut mai degrabă pentru desktop, mergea ok și pe mobil, dar e clar că era nevoie de improvement. Vrei să validezi, da, vrei să validezi. Am validat, n-am avut și acele inițiative foarte early de a merge către investitori, de a merge către un fel de competiții, prezentări și mai departe, mm-hmm. How-to-Web. În care, mă rog, feedback-ul a fost și foarte bun, mai degrabă, adică chiar, clar un feedback foarte constructiv, că ideea era nice, dar era foarte simplă, adică era doar o aplicație în care ai o listă cu locuri pe care le poți vizita și coordonatul, not enough. Și așa am cumva și început să mă întâlnesc cu oameni și să discut cu ei și să întreb, ok, cam care e procesul prin care înțelegi destinația? Și cum găseai oamenii ăștia? Am postat pe Facebook, dacă vrea cineva să vină, îi dau eu cafea gratis aici la o cafenea și să vorbim. Și mi-a scris foarte mulți. Făceai, da, bine, nu sunt focus grupuri, că n-era nu, un că la pe rând. Dar era research, da, research la unul în piață. Exact. La cafea. Exact. Mie mi s-a părut că și asta e o chestie care am făcut-o după și mi-a făcut un program de ăsta super house, dar a funcționat foarte bine. În momentul în care am început să lucrăm cu acei creatori de conținut prin aplicație pe care a trebuit să le facem onboarding înainte să lansăm aplicația, adică era și muncă de convingere de ce să faci asta, de ce să ne dai acces la pozele tale. Dar care e diferența între la voi un creator de conținut și un user? Diferența e că userul azi, în momentul ăsta în care vorbim, nimeni nu poate să bladeze poze în aplicație. Putem doar noi, echipa noastră, okay, prin, și niște de la creatori. Să vă asigurați calitatea sau să ne asigurăm calitatea inițială. În curând, oricine va avea acces la posta poze în aplicație, cu diferența că pentru utilizatorii aceia normali, da, doar cei care urmăresc vor avea acces la pozele lor. Pe când cei care sunt creatori de conținut sunt cei ale călor poze vor apărea pentru oricine. Când tu, de exemplu, okay, cauți Paris, da, și o să cauți Paris și o să vezi niște atracții de acolo, pe acele poze evidențiate o să fie de la creatori de conținut. Și tot așa manual, nu știu, ați luat influenceri, poate care aveau peste 10.000, 30.000? Da, foarte manual. Adică gândește că am trimis, nu știu, peste 1.000 de mail-uri către oameni în care, okay, și a fost o lecție foarte bună că, da, am încercat să luăm niște lucruri de vânzări pe care le făcusem inițial, în care explicam foarte frumos și răspundeam foarte greu oamenii la mail-ul foarte frumos. Și după am început să dăm niște mail-uri de astea foarte simple, cu un subiect de ăsta foarte simplu, cu un emoji și cu hello, trei rânduri și that's it, da? Și am avut o perioadă în care aveam call-uri, că asta a fost interesant și m-a ajutat foarte mult, faptul că cu fiecare dintre cei care răspundeau stabileam call. Da? A, și le făceam onboarding în 15, aplicație? 15-20 de minute, povestea de unde am plecat, unde vreți să ajungem, screen share, asta face aplicația și mai departe. Suntem la o oră și 10, god damn it. Ok, păi nu, continuăm oricum și vedem, da, 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 îl împărțim. Da, 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 exact.
Okay. Și aveam discuții de 15-20 de minute cu ei, în care le povesteam tot ceea ce înseamnă viziunea noastră, unde vrem să ajungem și mai departe. Doar că aveam 7, 8, 9, 10, 20 de call-uri câteodată pe zi. Și a fost o perioadă de asta în care pur și simplu, asta era tot ceea ce făceam. Stăteam în call-uri și vorbeam și le explicam lor personal și încercam să aflăm de la ei, încercam că doar eu vorbeam de altfel, să aflăm care sunt dorințele lor, ce și-ar dori în aplicație, ce feature și-ar dori. Și atunci asta a fost foarte de ajutor pentru că multe din feature pe care am implementat și pe care în continuare le implementăm Era de cumva de la ei, sunt de bazate la. pe feedback pe care am primit de la oameni, da. Pentru că la finalul zilei, și asta e o chestie foarte interesantă, am setat-o în momentul în care am început să lucrez cu partenerul meu, i-am zis că în cazul în care vreau să existe așa o divergență între noi, să zic, pe un anumit topic, pe un anumit feature, discuția a fost că, bă, între mine și tine, cea mai are dreptate o să aibă piață. User, Da? da, cine Adică folosește. userul este cel care o să decidă dacă variația A sau variația B de design sau de feature sau de funcționalitate este cea mai potrivită. Că eu am părerile mele, tu le ai pe ale tale, cu toți avem păreri, dar Datele și piața. exact, adică statistica bate intuiția, asta îmi place mie să zic. Când ai statistică, da? Când ai informații și analytics deja existent, statistica bate intuiția. Când nu ai, da, ok, foarte, Mergi pe. uneori e foarte bine să pleci pe intuiție. Da, în momentul în care ai date deja, clar, trebuie să urmezi ceea ce îți arată Voiam sistemul. să mai apăs o dată pe chestia asta pentru oricine, nu știu, hai să nu zicem face vânzări. Oricine vrea să facă networking, vânzări sau orice activitate de genul, ce ai zis tu, mi se pare extrem de ce, cum să zic, pasul zero. E-mail cu simplu cu emoji versus e-mail, bună ziua, numele meu este X, tan, 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 atâta. Pentru că tu cumva vorbești cu un om. Știi? Și cum vorbim noi doi, dacă aș fi început eu acum, bună ziua, domnul Robert Preoteasa, bine ați venit, s-ar putea să fie un context ușor ciudat. Cu e-mail simplu cu emoji, dar personal. Pentru Personal. că, uite, îți dau un exemplu, am acum o perioadă în care încerc să iau legătura cu oameni cu care n-am mai discutat de foarte mult timp, de ani de zile. Dar pur și simplu, exact ce ziceam de follow-up. Și înainte să, pur și simplu, să zic, hei, ce mai faci, mă uit ce vorbeam cu persoana respectivă acum X ani. Dar că te ajută tehnologia, ai istoric pe WhatsApp, pe Facebook, pe Da. toate cele, fără să nu se șterge niciodată. Și atunci mă uit ce discutam, mă uit care erau topicurile, care erau interesele, pentru că, evident, ai uitat, au trecut ani de zile, și încep discuția de la lucrul ăla. Mai Mai faci, știi. da, îți mai place să faci asta, te mai implici în lucrul respectiv, în continuare ești pasionată de lucrul respectiv. Dar, again, foarte simplu, într-adevăr, nu e clar, cu cât ai text mai mult, e clar că, adică, statistic n-a funcționat la noi treaba asta. Dar, din nou, trebuie să fie acolo totuși un touch personal, știi, despre persoana sau compania respectivă, depinde și care e targetul tău. Uite, eu cumva tot timpul am făcut asta. Eu în SISC, în organizația studențească în care am fost, am făcut vânzări. Și atunci interacționam cu mulți oameni de HR, marketing din companie. Și 19 ani, 20 de ani, student, instinctul era să fii extra politicos și extra politically correct și extra așa. Și cumva instinctul meu era ușor diferit și eu eram bună Mihaela. Eu, 19 ani, vai de capul meu, poate mâncam de la Luca într-o zi bună. Ea, E HR patronii manager mâncau de la la Luca. Ubisoft și am dat un exemplu 100% real care mi-a marcat mie chestia asta. Și vorbind așa, foarte bine, bună Mihaela, eu sunt Andrei și cumva am păstrat chestia asta și până acum în prezent și mie așa îmi place să vorbesc cu oamenii. Dacă vreodată simt că cineva e deranjat de chestia asta, imediat schimb. Dar defaultul meu e natural, personal, că cumva, iar, ok, tu lucrezi la o firmă, eu încerc să fac un parteneriat, e o chestie profesională, business, dar cumva dacă îi dau o notă personală, pentru mine tot timpul a fost, cumva, am simțit că rezultatele sunt mai bune în zona asta. Așa, echipă 13 oameni global, global însemnând că ați reclutat. Da, am început. Bine, cred că din prima parte a business-ului ne-am îndreptat întotdeauna către ideea asta de echipă globală, plus că oricum am prins începutul ăla de pandemie în care a devenit o necesitate inițial să. Ai pus azi un story cu un articol de la Coinbase, Da. care chiar așa era titlul Remote First Da, cum Company, să construiești o cum echipă remote, așa. De da. acolo ții tu informațiile, articole de cum. Da, ideea e că mi-am dat seama, îmi plac și cărțile, cu siguranță din cărți învăț foarte multe lucruri, dar îmi plac foarte mult case study-urile și Ok.
cele care sunt deja demonstrate și care nu țin neapărat de părerea unui om și atât, da? Ci mai degrabă lucruri pe care... Pe date, îți plac... Da, exact. Lucruri care s-au făcut, s-au testat și astea sunt rezultatele. Mi se pare că de acolo poți să înveți foarte multe. Cum, de exemplu, e cazul Coinbase, cum au reușit să creeze această cultură de o companie care este remote first. Eu eram destul de împotrivă inițial. Da, pe sistemul tradițional, vii la birou, ne vedem, știm ce faci, te să vedem. Să văd exact, că... exact, te văd ce faci. Doar că n-am avut oricum situația în care am fost obligat să facem lucrul ăsta cu oamenii din România și tot așa am început să recrutăm foarte mulți oameni din afară. Mai ales în Europa de Est, Rusia, Ucraina, Belarus, pentru că sunt și developeri foarte buni în zona asta a Europei. Zi-ne un pic componența. Da. Cam cum arată azi developeri, deci aveți parte tehnică. Da, există partea tehnică unde cam, cred că sunt 7 oameni în momentul de față. Ok, deci mare parte din... Da, mare parte într-adevăr este partea de development. Mai avem oameni care lucrează pe partea de marketing și conținut. Cumva, da, există partea asta de conținut în care se iau decizii despre ce destinații să promovăm, ce atracții să includem, care sunt zonele, regiunile lumii pe care poate nu le avem încă foarte bine focusate în aplicație și trebuie să ne îmbunătățim. Și în zona de management ești doar tu? Mai sunt și alți oameni? Sunt eu și partenerul meu. Da, ok. Da. Și voi faceți, tu e CEO, el e partener, consultant? Nu i-aș da o... O funcție... E greu să pui o funcție. Relația cu el este una foarte complementară, mai ales din prisma faptului că el are expertiză tehnică mult mai bună ca mea. Okay. Și atunci, okay, în ceea ce privește de decizii tehnice, infrastructură, ce furnizor să folosim, ce sistem să folosim pentru bazele de date și mai departe. Când zici partenerul tău, are legătură cu fondul ăsta sau nu? Nu, era de dinainte. Cofondatorul de dinainte. Cofondator, da, ok. Da, cofondatorul, super. Cofondatorul, da. Și atunci e greu să pui sincer o denumire și atât. Da, da. Mie îmi place cum să zic că CEO vine de la Chief Everything Officer, adică trebuie să faci de toate. Plus că eu fac și partea de produs la aici, atunci e clar că am relația cu developerii foarte apropiată în ideea în care eu gândesc corner case-uri și funcționalități și ce research faci, și să transformi și de ce să facem așa și de ce butonul ăsta e și nu în partea cealaltă. Da. Deci ai ceva... și UX designer? Băi, am învățat din nevoie, n-am făcut niciodată și niciodată nu am considerat că e vreun skill de-al meu, adică nu pot să trag o linie dreaptă și lucruri de genul ăsta în realitate. Da? Dar na, digital e simplu, că doar faci un pătrat și ți-l faci automat. Și atunci întreaga aplicație e cap-coadă de făcut exclusiv de mine. Da? Și sunt lucruri pe care le-am învățat. Ca și design. Ca și funcționalitate, ca orice. Sunt lucruri pe care le-am învățat. Arată foarte bine, oricum o să punem poze când apar discuțiile cu Framey, o să vadă și oamenii. Sunt lucruri pe care le-am învățat din 2019, de când m-am apucat. Și atunci, da, există componența de management în care suntem noi doi, după există echipa de marketing conținut și echipa de development. Da. Ok. Zine trei momente dificile în care ai vrut să renunți. Niciodată. Niciodată? Niciodată, da. Nici măcar, ok, în care ai vrut să renunți, niciodată. Dar dificile, la modul, bă, greu. În fiecare zi. Băi, dificile... Ieri, alaltăieri și... Da, ieri, alaltăieri și... Poate mâine. Și mâine, da. De renunțat nu am vrut să fac până acum și în același timp eu am și o altă mentalitate în care îmi place să mă focusez pe un singur lucru și atât. Adică au existat ocazii în care puteam să mai fac și altceva, puteam să fac și un extra, fie pentru bani, fie pentru distracție, fie pentru, nu știu, poate am mai face ceva diferit decât ceea ce fac de obicei, dar n-am vrut, am refuzat să o fac pentru că prefer să mă focusez 100% pe un lucru. Să știi că acolo e, da, nu cred, trenul tău. Da, nu cred că, sau cel puțin astăzi cu siguranță nu sunt genul de serial antreprenor, modelul Elon Musk care face business-uri din zone total diferite în același timp, sau alți oameni care fac lucrul respectiv. Nu, e pentru mine. El a și recomandat să nu facă nimeni asta. Da, exact. E, pentru unii funcționează, pentru unii nu. Mie îmi place să mă focusez pe un singur lucru. Și atunci... am uitat ce m-ai întrebat. Vorbeam de... Ai uitat și tu. Am uitat și eu. Dacă ai învățat. Da, așa. Trei lucruri, da. Bun, super. Bravo, Vlad. Mulțumim frumos. Bravo. Foarte atent, îmi place. Am avut o... Apropo de perioade grele, am avut o perioadă foarte grea. Da. De pe 6 iunie până pe 11 septembrie am dormit doar la birou. Exclusiv la birou. Da? Și lucram
18-20 de ore în fiecare zi, de luni până duminică. Da? Adică 8 dimineața până la 2 sau 4 dimineața. Pentru că De ce făceai asta? Era nevoie să lansăm aplicația. Noi lucram de... Aveai investiția sau încă nu? Aveam investiția și întotdeauna se există presiune, evident. Și din partea pieței, și din partea investitorilor, și din partea ta personală. Că știi că e un lucru la care ai lucrat foarte mult și vrei să-l vezi acolo pe App Store. Și am avut perioada asta care am lucrat foarte mult și m-am aplicat foarte mult și în partea tehnică. Adică am învățat foarte multe lucruri și despre infrastructuri și sisteme și testam fiecare noapte. Pentru că a fost un challenge tehnic mai degrabă, aici a fost problema. Faptul că ne-am dat seama foarte târziu, când eram aproape gata să lansăm, faptul că la un volum mare de user aplicația nu rezista. Okay. Adică era foarte nice, eu am testat de-a lungul timpului și totul mergea bine, dar eram doar eu în momentul ăla făcând anumite acțiuni prin aplicație și fără să-mi dau seama că ceva care durează o secundă, care nu pare foarte deranjant când eu fac lucrul respectiv să se încarce într-o secundă, dacă intră 200 de oameni acum și fac același lucru să se înregistreze sau să vadă o atracție, o să ajungă să dureze un minut. Pentru că timpul se adună și... Și care acum cum sunt studiile? Că dacă în 6 secunde nu s-a încărcat ceva... Clar, exact. Salut! Exact. Și atunci, am luat decizia că e nevoie să facem niște schimbări, doar că acele schimbări e ca un bloc vechi din cele de până la cutremur pe care vrei să reabilitezi. Nu e chiar așa ușor pe cât pare, pentru că de multe ori mai ușor să construiești ceva de la zero decât să reabilitezi ceva vechi. Noi ne-am permis să construim ceva de la zero, evident că era deja totuși timeline-ul trecuseră 2 ani de zile și a trebuit să îmbunătățim foarte mult ceea ce aveam deja și a fost un proces ăsta foarte... După 2 săptămâni am ajuns la concluzia că totul e bine și merge, dar când am testat altceva ne-am seama că lucrul respectiv merge foarte rău. Da, pentru că descopeream foarte des lucruri, da, nu știu, am descoperit la un moment dat că pe ecranul acela de nearby, unde afișam lucrurile din jurul tău, toate procesoarele pe care le aveam în serverul nostru ajungeau la 100% la 5 oameni în același timp. Pentru că era o funcție veche de bază de date care se apela ca să vadă ce atracție ar fi în jurul unui cordon. Și atunci caută, îmbunătățește, cum încearcă cu servere mai mari, nu funcționa, încearcă cu să îmbunătățește anumite cerințe pe care le făcea aplicația. Din nou, nu funcționa, adică a fost și un foarte mult trial and error în care trebuia să descoperim ce se întâmplă, de ce nu merge, care sunt soluțiile. Și am reușit în cele din urmă, la 1 septembrie, 31 august, 1 septembrie să lansăm aplicația. Am avut o perioadă în care trebuie să ne asigurăm, după ce ești în piață, că atunci când nu mai merge ceva, deja lumea are acces la ea și atunci nu-ți mai permis să-ți mai pice. Clar. Și am mai avut câteva zile în asta. Deci totuși n-ai vrut să renunți atunci, no. Chiar și în no, n-am vrut haosul ăla. Da, n-am vrut să renunți și e clar că e un produs în care am încredere și o idee la care țin foarte mult. Și piața de travel e imensă. Adică în tot ceea ce înseamnă, nișa, în tot ceea ce înseamnă travel, da, fie că ești pe o nișă, fie că ești pe ceva foarte general, este imens. Adică sunt trilioane de dolari în întreaga lume care se învârt în zona asta, pentru că include tot ce înseamnă hoteluri, restaurante, carentăs, muzee, atracții turistice, parcuri de distracție. E imens, imens. Și dacă ai o bucată mică acolo, e suficient, da. Și atunci eu chiar cred în idee și în produs. Tu ai mentori? Băi, n-am astăzi, să fiu sincer. Adică nu am pe cineva cu care să am poate ceva structurat și organizat. Da. Am avut de-a lungul vremii oameni cu care am avut relația asta și Mike Ostache, cel cu care am lucrat și am și organizat conferințele, a fost unul dintre ei. Nu mai am astăzi, e ceva ce caut cumva, să fiu sincer, dar dincolo doar de zona asta, mai degrabă ce încerc acum să construiesc, e mai degrabă un cerc de prieteni sau de cunoștințe, putem să spunem așa. Să împarți idei, să avem zona asta de ok, hai să ne întâlnim 10, 15, 20 de oameni într-o seară și luăm pe rând, nu știu, 2-3 maxim probleme sau situații pe care le avem în companie și hai să discutăm, să venim ce niște tare. Puncte de și ai implementat chestia asta? Nu, e ceva ce am mai făcut în trecut, nu ca și organizator, ci ca participant și a fost foarte benefic. E ceva ce mi-aș dori și să organizez, că e ok. Și noi ne-am gândit la ceva de genul de asta, te întreb. Da, pentru că e clar că
oricâtă experiență ai avea, mereu să existe și alte perspective. Nu neapărat toate mai bune, clar, nu zice nimeni că orice altă perspectivă. Dar poate strigăruiește ceva, poate. Da, poate, exact. Adică eu chiar și în companie, în organizație, promovez foarte mult lucrul ăsta, pentru că au fost concluzii și decizii pe care am luat în care nu mi-era clar ce să fac, pentru că unul dintre colegi a venit cu anumite idei, tip, poate mai out of the box sau poate foarte simplă, dar la care nu m-aș fi gândit niciodată. Și atunci eu promovez foarte mult în companie ideea asta de a veni cu idei, de a susține, de a... Și mie îmi plac oamenii care mă challenge-uiesc, da? Nu-mi plac acei angajați din echipă care zic bine și de a țit. Și niciodată de-a lungul unui task sau unui 2-3 săptămâni nu ești acolo challenge-uit. Dar de ce e așa? De ce nu am putea să încercăm și zona asta? Sau e sigur că vrei lucrul ăsta? Pentru că eu cred că X ar putea întâmpla asta. Da. Ok, deci cauți chestia asta de la oamenii cu care lucrezi, să vină cu păreri, argumente, să fie, poate așa îi simți și tu mai implicat. Exact. Să vezi exact. Chestia asta. Ne-am țins foarte mult la vorbă. Cred că mergem spre final, deși mai aveam, cred că nici în jumate din subiectele în care să mai facem să mergem. Facem continuare. Dacă asta merge bine, e doar în mâna oamenilor dacă facem și partea a doua. Da. Mai am două chestii de făcut. 3 recomandări de cărți. Da. De la tine pentru oameni în zona asta de business sau nu neapărat. În ce simți tu să le recomanzi? Da, cred că asta cu cărțile... Da, am lucrat într-o bibliotecă la Bookstore, adică parte din pachetul de primire erau 3 cărți. Nu mai știu sincer ce mi-au dat la momentul respectiv. Cred că contează foarte mult în ce moment al vieții ești, pentru că sunt cărți pe care le-am citit acum mult timp, pe care acum le-aș înțelege total diferit. Cărți, în schimb, care cu siguranță mi-au schimbat perspectiva și apropo de networking, sunt Never Eat Alone. Nu mânca niciodată singur, e fix în zona asta de a-ți avea mereu pe cineva, chiar și la un simplu prânz de fiecare dată alături de tine. How to Win Friends and Influence People. Recomandată și de Alex Păduraru. Deși e foarte important să înțelegi ideea din spate, nu perspectiva cuvântului influence, că sună negativ. Da, în limba română, bine, care că și în engleză de fapt. A influența are o a manipula, poate te duce cuvântul te duce, la exact. Da, din punct de vedere e legat mai degrabă de leadership, ce înseamnă zona. Ce impact ai tu asupra oamenilor din jur? Exact. Și aș recomanda o carte, mă rog, am mai multe idei, dar ceva dintr-o altă zonă. De exemplu, mi-a plăcut foarte mult Meditations de Marcus Aurelius. O carte veche, evident, scrisă de către el, în care e foarte mult perspectiva asta stoicismului și de cum să ai, cum să ajungi tu, dacă consider că filozofia asta este potrivită pentru tine, să ai o viață liniștită, să zic așa. O viață în care să fii împăcat cu lucrurile pe care le faci și să înțelegi că poți să, că e foarte des menționat mesajul ăsta, poți să controlezi doar gândurile și reacția ta asupra unor evenimente, nu poți să controlezi și evenimentul în sine, de cele mai multe ori. Ok, deci omul care muncește 20 de ore pe zi a recomandat o carte despre cum să-ți găsești echilibru. Foarte interesant și aveam întrebări, dar nu mai avem timp. Dacă podcastul ăsta merge cum trebuie, facem și partea a doua, dacă o să fii și tu disponibil. Și am zis că am două chestii. Da. Asta a fost una, recomandările de cărți. Și avem niște întrebări rapide. Gata. Pe final, da? Ești gata? Da. Răspuns instant. Ok. Stâlpeni sau Zanzibar? Stâlpeni. Cravată sau papion? Cravată. Fine dining sau mâncarea de acasă? Fine dining. Răzvan Munteanu sau Țiriac? Răzvan Munteanu. Lamborghini sau Ferrari? Lamborghini. Acțiuni sau cripto? Acțiuni. Startup de la zero sau scale up? Startup de la zero. Self-learn sau plătit de cursuri / mentorat? Self-learn. Astea au fost. Mersi frumos. Hai să ciocnim cu ultima gură de vin. Mulțumesc frumos, Andrei. Mulțumim că v-ați uitat și ne revedem. Mulțumesc frumos. Cool.